rămânem pe picioare, rog toți cântăreții să vină aici în față, să laude pe Domnul cu o cântare. În urma cântării ne rugăm pentru fratele păstor Dan Mitra, Domnul să-l folosească, să-i dea cuvânt, să-l întărească și să ne dea Domnul putere să punem cuvântul lui la inima noastră, să-l putem și împlini. Suntem aici să ne hrănim sufletele și cel ce face este Dumnezeu, ca să putem birui, să putem merge înainte și să ajungem la ținta finală. Rog toți tinerii, cântăreții, să vină aici în față, se vor grupa împreună, vom lăuda cu toată adunarea pe Domnul cu o cântare și apoi ne rugăm ca Domnul să-i dea putere fratelui păstor. Amin.
frați și surori, vă invit să deschidem Biblia, cei care le aveți la voi, la 1-a epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, și vom citi de la versetul 14 până la versetul 23. 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Amin. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șerp de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihan. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și I-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viac. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim că prin Duhul Sfânt tu ești și în locul acesta. Fă-ne pe toți conștient că locul acesta este sfânt pentru că tu ești prezent. Doamne, binecuvântă poporul adunat. Tu ne cunoști pe fiecare parte, Doamne. Tu vezi dincolo de fațadă, pe starea inimii noastre. Doamne, noi toți însetăm după Tine, Doamne. Dorim puterea Duhului Tău Sfânt, Doamne, să ne întărească, să ne echipeze cu tot ce avem nevoie, Doamne, ca să putem ieși biruitor. Tu știi lupta fiecăruia, știi ispitele, slăbiciunile, știi locurile slabe, vulnerabilitățile noastre. Te rugăm, întărește-ne, Doamne. Doamne, dacă este cineva tulburat, mă rog să-i dai pacea Ta, să-i dai odihna Ta. Mă rog să Te descoperi fiecare dintre noi, așa cum ești Tu, Doamne. Și noi îți dăm toată închinarea și toată ascultarea, căci Tu ești vrednic, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați-vă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul de a fi din nou pe meleagurile acestea. Am mai fost la o binecuvântare, la Lazuri, în urmă cu, ce știu, câteva luni de zile, 4 ani, și am admirat foarte mult locurile acestea, picioare de plai și în stânga și în dreapta. Slăvit să fie Domn, care a făcut munții, care a făcut pădurile. A fost în Spania și am văzut dealuri bărbărite, nicio vegetație. Am zis, Doamne, ce binecuvântați suntem noi în România. Să avem râuri, să avem păduri, să avem munți, să avem verdeață. Și când e secetă. Slăvit să fie în numele Domnului. Dragii mei, o să mulțumesc și fratelui Florentin care m-a invitat. Nu știu ce-o găsit la mine, că îs bătrân și încep deja să uit. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească, frate. Domnul mi-a pus pe inimă în ultima vreme să vorbesc despre sfințenia Lui, sfințenia Lui Dumnezeu. Și
textul care l-am citit în dupămasă, în ziua de astăzi, vorbește despre acest apel al lui Dumnezeu. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? Noi nu putem ști decât în măsura în care Dumnezeu ni se descoperă. Și noi știm câteva situații în care prezența lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu a devenit vizibilă. Vă aduceți aminte în cartea Genesei, capitolul 3, când primii oameni nesocotesc porunca lui Dumnezeu și mănâncă din fructul oprit. Și după aceea, dimineața, Domnul îl cheamă pe Adam. Adam, unde ești? Și el spune, m-am ascuns. Eram gol și m-am ascuns. La sfârșitul capitolului 2 se spune că el și nevasta lui erau goi și nu le era rușine. Dar prezența lui Dumnezeu pentru un om păcătos naște rușine. Rușine că-ți vine să intri în pământ. Asta face sfințenia lui Dumnezeu. Slăvit să fie în numele Domnului. În Exod capitolul 3 ni se spune că Dumnezeu s-a descoperit lui Moise când s-a apropiat de rugul aprins. Și când a auzit glasul lui Dumnezeu, Moise și-a acoperit fața, căci se temea. În prezența sfințeniei lui Dumnezeu, înțelegi că sfințenia lui este înfricoșătoare. De aceea se spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și ceea ce am observat eu, unde umblu eu? Poate că nu-i peste tot. Este că scade frica de Domnul. Oamenii se simt în largul lor și la adunare. Ca și într-un alt loc. Eu zic, Domnul să ne cerceteze. Spune în Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 24, după ce spune că nu cumva să-ți permiți să-ți faci idol, că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și ca să înțeleagă ce este Dumnezeu un foc mistuitor, ni se spune în cartea Levitic, capitolul 10, că fiii marelui preot, Nadab și Abihu, s-au gândit ei să se joace cu cădelnița și să facă slujbă în templu, fără să le spună Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a coborât foc din cer și i-a mistuit pe amândoi. Acum, generația de astăzi ar spune, pentru atâta? Pentru atâta? Le-am spus la tineri să nu scapă telefon în timpul rugăciunii, în biserică, în timp ce se cântă. Că Dumnezeu e un foc mistuitor. Când au fost floriile, le-am spus că Domnul Iisus a intrat în templu și a făcut un bici de curea și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și a celor care vindeau porumbei. Și am zis, acum ce am zice noi despre un astfel de personaj? Că nu știau că e Fiul lui Dumnezeu. E un rabin. Ce ar zice un tânăr de astăzi despre el? Ce se crizează asta? Păi da, noi prestăm servicii aici pentru slujba de la templu. Vin oamenii de departe, au valuta lor și aici trebuie să cumpere cu banul templului, jertfă coșe. Noi asta facem aici. Și faptul că Domnul nu le-a dat voie să poarte vreun vas în templu, ce am zice noi? Doamne, dar și astea chiar așa importante? Dragii mei, lucrurile nu stau cum credem noi. Nu stau cum votăm noi, majoritatea, ci stă cum zice Dumnezeu. Glorie numele Său! Dumnezeu este un foc mistuitor.
Recent a trebuit să predic dintr-un text care l-am socotit unul dintre cele mai grele texte din Biblie. Se găsește în Luca, în capitolul 14. Când Domnul Iisus Hristos se adresează celor care s-au ținut după El, la versetul 25, zice acolo: dacă nu urăște cineva pe tatăl său, pe mama sa, pe frații săi, pe nevastă sa, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenic. Nu? Când citești așa ceva, te întreb, cum apare versetul ăsta în Biblie? Nu una din cele 10 porunci îi să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? Și acum spune că să-i urăști? Că nu poți fi ucenicul lui? Nu scrie în Efeseni 5:19 că nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag. De ce îmi cer tu, Iisuse, să-mi urăsc chiar trupul meu? Dragii mei, să știți că nu-i greșeală în Biblie. Nu-i greșeală în Biblie. Dar Iisus Hristos îți dă sare ca să ceri apă. Vorbește în pilde ca tu să ceri explicații. Dacă te duci supărat, că tu interpretezi după capul tău, te rătăcești. Voia lui Dumnezeu este să te smerești și să te apropii de Dumnezeu cu smerenie, să spui: Doamne, lămurește-mă Tu. Doresc să fiu învățat de Tine, Doamne. Dacă vă uitați în Scriptură, în partea de jos a versetului, este o steluță care te trimite în cartea Deuteronom. Și acolo spune că dacă cineva aude pe tatăl său, pe mama sa, pe fratele său, pe cineva apropiat, pe cineva cu care are o relație de dragoste, o legătură de sânge, că îi sugerează: hai să mergem la ștran. Uai, ce e acolo? Hai să mergem la film. Hai să ne uităm la un film porno. Da, asta înseamnă idolatrie. Hai să ne închinăm la un Dumnezeu străin. Știți ce zice Biblia acolo? Tu să-L omori. Așa scrie. Amu bine, așa a fost în Vechiul Testament. Dar în Noul Testament mai există această violență profetică? Știți că și în cartea Exod, capitolul 32, mi se spune când a pogorât Moise de pe munte, a văzut poporul dansând în jurul vițelului de aur și atunci el s-a dus la ușa cortului și a strigat: cine este pentru Domnul să vină la mine? Și zice acolo că toți fiii lui Levi au venit la el. Dar nu au fost toți. A fost o parte. Pentru că la acești fii al lui Levi le-au spus fiecare să-și încingă sabia. Și după ce și-o încins sabia, le-a spus: acum treceți de la un capăt a taberei până la cealaltă și fiecare să intre în casa lui, în familia lui, și să-i omoare pe aia alți leviți care nu au venit când am făcut strigarea și să-i taie cu sabia. Și-au murit câteva mii de oameni. Și despre lucrul acesta vorbește Moise în finalul cărții Deuteronom, că Levi n-a cunoscut pe tata și pe mama. Cu alte cuvinte, dragii mei frați și surori, Iisus Hristos spune așa: legătura ta de dragoste față de tata și față de mama, față de soțul tău, față de fratele tău, nu trebuie să te facă să închizi ochii la tendințele păgânești. Și când îi să alegi între a închide ochii că dragostea acoperă totul și a rămâne loial lui Hristos, tu să alegi să rămâi lângă sfințenia Domnului. Domnul să ne ajute. Nu-i simplu, deloc nu-i simplu. Pentru că noi nu suntem chemați să scoatem sabia acum, dar suntem chemați totuși să fim violenți. Pentru că în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, apostolul Pavel vorbește despre violență în termenii următori: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este închinarea la idol. Acum,
Astea nu sunt carne și sânge ca să dai cu sabia și să le suprimi. Tot Domnul Iisus a spus că dacă mâna ta, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, taie, scoate, îndepărtează. La asta se referă Iisus Hristos, ca să poți scoate ochiul, să poți tăia mâna, să o urăști, să consideri că e toxică, că e canceroasă. Nu? Când te duci cu mâna, cu cangrenă la un doctor, la spital, la chirurgie, nu zici, tu l-ai, Doamne, hai să pupe mama, hai să te pansezi. Nu! Ci dacă vrea să-ți salveze viața, îți taie mâna, îți taie piciorul. Asta a vrut Iisus Hristos să spună când a zis, dacă nu urăște cineva pe tatăl său, pe mama sa, ba chiar însăși viața sa. Și Iisus Hristos asta a cerut când a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ați lua crucea înseamnă să spui adio, să n-ai nicio speranță la fericire în lumea aceasta, ci să crezi că Iisus Hristos are pentru tine un trup de slavă, un locaș ceresc și o slavă eternă, binecuvântat să fie în numele Domnului. Problema care este? Problema este că noi avem loialitate parțială față de Dumnezeu. Credință parțială în Dumnezeu. Evlavie parțială. Și de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu prin Ezechiel, poporul acesta mă slujește cu gura, dar inima lui este departe de mine. Suntem astăzi aici ca să ne măsurăm cât de departe inima față de ce spune gura. Și zic ca Duhul Sfânt să facă lucrul acesta. Eu nu sunt aici polițai sau jandar, nu vă cunosc. Dar Duhul Sfânt vă cunoaște. Duhul Sfânt cunoaște ce este în inimă. Dragii mei, Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul. Și am avut 31 de ani când a venit Revoluția. Eu am trăit sărăcie. Eu știu ce înseamnă sărăcie. Știu ce înseamnă foame, știu ce înseamnă sete, știu ce înseamnă lipsă de îmbrăcăminte. Am avut probleme cu securitatea. M-au anchetat, m-au făcut percheziție, m-au amenințat că nu mai văd lumina soarelui. Dar vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori, cea mai mare încercare este prosperitatea. Bunăstarea. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Ieremia, capitolul 9, versetul 23 și 24. Cel înțelept să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Cel bogat să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă, să se laude că mă cunoaște. Aleluia! Că mă cunoaște pe mine. Și știe că eu fac milă, judecat, dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Doamne, ajută-ne să te cunoaștem. Să cunoaștem sfințenia ta și să ne apropiem cu frică de templul tău cel sfânt. Când Dumnezeu s-a apropiat de poporul Israel, adunat la muntele Sinai, și când a văzut că se clatină muntele, tremura și Moise și popor. Pentru că în prezența lui Dumnezeu, trupul nostru se desface și poporul a strigat să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Că ne descompunem toți. Am văzut niște clipuri că s-au găsit că muntele ăsta de fapt e în Arabia și se vede acolo muntele ars. Când a coborât focul lui Dumnezeu, a rămas piatra arsă până în ziua de astăzi. Cum să nu te înspăimiți? Cum să stai indiferent? Cum să stai pe telefon? Spune Eclesiastul în capitolul 5, versetele 1 și 2. Cuvinte care poate mai des ar trebui să le citim. A fost și o cântare în dimineața aceasta. Păzește-ți piciorul străine când vii în cortul întâlnirii. De ce?
Uitați-vă ce spune Eclesiastul în capitolul 5. Solomon, înțeleptul. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Fac rău cu aceasta. Dacă te apropii neglijent de Dumnezeu, dacă crezi că merge și așa, nu merge și așa. Uza a crezut că merge și așa. Dumnezeu i-a poruncit, era levit, trebuia să care chivotul pe umeri. El a pus pe car, că nu e comod. Nu e comod. L-a pus pe car și carul s-a mișcat, dădea să îmboarde și el a pus mâna pe aici. Dar ce mare problema asta? Că el a pus să facă un bine. Îi spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a despicat în Domnul. A murit pe loc. Ruperea lui Uza a rămas locul acela. Dragii mei, nu știu dacă n-ar fi nevoie ca Dumnezeu să-și mai arate prezența sa înfricoșătoare în mijlocul nostru, să prindă frică de ea. În Noul Testament avem un singur caz din acesta, Anania și Safira, care au vrut să facă și ei o binefacere. Au venit la închinare. Eu cred că închinarea lor a fost sinceră. Eu au vrut să dea Domnului prețul moșoarei pe care au vândut-o. Așa au oprit ceva pentru ei. Așa cum facem și noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Da, Doamne, da din cel mare. Dar mai am niște lucruri care mi-i străgi. Nu e băgat acum. Eu mă la biserică. Știți că Dumnezeu nu poate fi prost. Dumnezeu a dat tot ce a avut El mai scump. L-a dat pe Fiul Lui, l-a umilit pe Fiul Lui să se nască în cel mai umilitor loc, ca să poată ajunge la El și săraci și ciobani, care puteau aia. Dar bă, legat, și ăștia să poată veni la Iisus Hristos. Și ei au venit, binecuvântat să fie în numele Domnului. El n-a cruțat nimic, a tot ce a avut, ne-a dat neprihănirea Lui, ne-a dat slava Lui, ne-a dat viața Lui. Țineți minte cum se termină viața Lui. Acesta este trupul meu. Luați mâncați. Acesta este sângele meu. Luați și veți. El ne-a dat trupul Lui, ne-a dat viața Lui. Tu ce-i dai? Tu-i dai numai o parte din timpul tău, o parte din inima ta, o parte din loialitatea ta. Și știți ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Iarăși un cuvânt care m-a cutremurat foarte tare. Tot acolo, în Luca 14, după ce vorbește despre cele două pilde, cu cel care vrea să zidească un turn și cu cel împăratul care era amenințat de un alt împărat cu astea dublă ca și număr, Domnul Iisus spune tot așa. Dacă nu se leapă de cineva de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Nu este vrednic să fie ucenicul meu. Și după aceea zice cuvintele acestea care apar și în altă parte, în predica de pe munte, Matei capitolul 6. Dacă sarea își pierde gustul ei de sare, pentru ce mai este bună? Nu mai este bună nici pentru pământ, nu mai este bună de nimic. Ce este aruncată și este călcată în picioare. Ce concluzie tragem de aici? Că ori ești ucenic al lui Hristos, ori ești sare fără gust. Nu există intermediar. Nu există zonă gri. Nu există creștin din cel mare. Nu există creștin firesc, lumesc. Am avut o discuție cu un grup de tineri cu care studiem lumea cuvântul lui Dumnezeu. Și am vorbit despre impresia aceasta a unor creștini că între cei foarte devotați al creștin și ucenici al lui Hristos și cei din lume există nuanțe de creștini mai moderați, mai în rând cu lumea cum ar veni.
pentru care statul pe telefon în biserică sau renunțarea la spălarea picioarelor nu sunt ceva care condiționează mântuirea. Unii spun, eu am libertate să beau o pahar de vin. Biblia zice să nu te înveți, nu să nu bei. Iisus a schimbat apa în vin și vin cu versete ca să justifice consumul de alcool. Sau zic așa, pe mine nu mai ispitește că mă duc la ștrac. Serios? De ce te duci? De ce te duci? Biblia nu spune să nu mergi la ștrac. Dar Biblia te întreabă, de ce te duci acolo? Dacă spui că, păi tot să nu. Atunci Biblia spune, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să te lapezi de ce este în lume. Că lumea cu poftele ei vor pierde. Cine se duce acolo nu se duce să facă misiune. Nu se duce să se roage. Se duce să vadă ceva. Și dacă vede ceva, mintea produce filme, produce imaginații care sunt păcătoase. Și păcatul acela te desparte de Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 4 cu 3 spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Da? Același lucru, același apel la sfințenie. Fugiți de curvie. Da? Fugiți de curvie. Curvia imaginară, curvia de fapt, curvia în vorbire și mai departe. Noi nu avem voie să diluăm conținutul Scripturii. Pentru că textul care l-am citit în ziua de astăzi spune foarte clar, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Dacă sunteți penticostali, dacă ați fost botezați cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt v-a dat libertatea, certitudinea să-i spuneți lui Dumnezeu, Tatăl meu, dacă ți-a zis Tată, dacă i-ai zis lui Tată, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Purtați-vă cu frică. Dragii mei, frați și surori, motivația stă la baza vorbei și a faptei. Domnul Iisus a spus că din prisosul inimii vorbește gura. Dacă a trecut de mintea ta, de inima ta, decizia de a te duce la ștran, decizia de a sta pe telefon în timpul rugăciunii, îi bai cu teologia ta, îi bai cu învățătura ta, tu nu ești în Hristos, ești în afara Lui. Și Domnul m-a trimis să-ți spun astăzi, fii sfânt, căci Dumnezeu este sfânt. Ca să se poată folosi Dumnezeu de tine, tu trebuie să nu fii miștocat, să nu fii glumeț. Când tu deschizi gura, tu să aduci zidire. Se așteaptă de la tine, tu să rămâi normal într-o lume de oameni neserioși, care își calcă cuvântul. Și lucrul acesta nu se face numai din duminică în duminică. Am avut o discuție săptămâna aceasta, o discuție de consiliere cu o persoană care se plângea de soacră sa. Că soacră sa avea de ales între fratele ei curvar și fiul ei, căruia i-a cerut să minți. Și am spus așa, același lucru care l-am spus și tinerilor. Când tu alegi să acoperi păcatul, nu mai ești în adevăr. Și Domnul Iisus a spus femeii samaritence că adevărații închinători, închinătorii iubiți, plăcuți Tatălui, sunt închinători în Duh și în adevăr. Adevăr. Tu trebuie să votezi cu adevăr. Nu ai voie să urăști pe nimeni, dar n-ai voie să mergi la nuntă de nepocăit. N-ai voie. Pentru că spune 1 Corinteni 5 treaba asta. Zice așa, și vreau să citesc lucrul acesta, suntem la capitolul Sfințenie, umblare în Sfințenie. Și e important să înțelegem lucrul acesta. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvare. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia sau cu cei la cum de bani,
sau cu cei răpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frat. Pacea Domnului, pacea Domnului. Totuși este curvat. Totuși se îmbracă indecent. Totuși se uită la filme murdare. Am întrebat odată, tu curvești? Eu nu curvesc. Bun, dar te uiți la filme în care sunt acte de curvie. Sunt crime. Dacă te uiți, tu te-ai așezat pe scaunul celui batjocoritor, tu stai la sfat cu cei răi, tu te expui și te faci una cu ei. Și în felul acesta tu ești complice, adică la fel de vinovat. Doamne, vorbește-ne fiecare. Știți că și mie îmi vorbesc. Pentru că cuvântul acesta mă taie și pe mine. Nici eu nu sunt desăvârșit. Și pe mine scrie șantier, ca și pe voi. Dar suntem astăzi în atelierul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să aibă libertatea să lucreze. Să scoată afară toate impuritățile. Căci Domnul ne vrea cu gelozie pentru el. El vrea să fim cu adevărat sare. Că de aceea a trimis în lume pe Fiul Său să ne răscumpere din deșertăciunea gândurilor noastre. Deci, v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate, totuși este curvat sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreți. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Eu am fost o singură dată la o nuntă de pocăiți. Și după primul pahar de pălincă de alcool, n-am mai vorbit cu persoana respectivă, ci am vorbit cu alcoolul din el. Și când bea sau se droghează, unul se crede balaur. Cred că nu mai are dreptate, cred că vorbește tare și așa. Nu se poate purta un dialog rațional, duhovnicesc. De aceea spun, dacă ai obligație, că a fost anuntă la tine, fă-ți și tu obligația, du-te cu cinste, du-te cu plicul, du-te cu ce știi tu, dar nu sta la masă cu tine. Și dacă o să te batjocorească, să știi că tu când ai intrat în apa botezului, ai făcut primul pas în drumul batjocoririi. Adică ai luat crucea lui Hristos ca să suporți tot ce-o suportat toți ucenicii lui. Și zic, Domnul să ne ajute la acest. Noi am vrea să mergem în cer păstrându-ne onorabilitatea. Nu se poate. Noi zicem, da, păi eu sunt cinstit. Eu nu le dau motiv să mă batjocorească. Apoi să mă respect. Nu te vor respecta. Și faptul că tu ești cinstit, faptul că tu ești bun, ești un deget acuzator spre ei. Ei consideră că nu se poate trăi numai așa cum trăiesc ei. Așa cum zice de altfel Psalmul 50. Un cuvânt extraordinar al lui Dumnezeu în Psalmul 50. Vreau să citesc câteva versete care ne arată ce face Sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu demască păcatul. Uitați ce zice versetul 16. Pagina 582. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Adică ce te dai tu bisericos? Că ții postul, ții sărbătorii, bași bani la perș, când tu urăști mustrările. Am observat treaba asta ca păstor, face observație cuiva sau părinții, ce te legi de el? Nu vezi pe altul, nu vezi pe aia, nu vezi pe aia. Știi ce înseamnă asta? Că ești unul care urăște mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Doamne, dă-mi o inimă smerită. Am citit în cartea lui Ezechiel despre păcatul lui din Sodoma și Gomora. Acum, noi toți am auzit de sodomie și de sodomiți. Dar când am citit aici în Ezechiel, capitolul 16, am găsit în cuvântul lui Dumnezeu că în spatele sodomiei și a sodomiților era un păcat mai adânc. Ca și în spatele refuzului de a accepta amustrările. Ezechiel 16 cu 49.
Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era îngânfată. Trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. Care-i problema? Ce tălgiți așa? Eu nu sunt popă. Am auzit un fragment în care cineva l-a întrebat pe Luigi Mițoi dacă e păcat să te duci la ștrap. Și el a zis că a fost cu tinerii din Chicago, în Spania, la Castelio. Și că tinerii au vrut să meargă la mare, să vadă și ei mare, să facă plan, să facă baie în apă. Și că s-a dus și el. Da, zice, eu și cu dirijoarea de cor, noi nu ne-am dezbrăcat. Că știi cum, eu sunt pastor și dacă lumea se uită la mine în slip și când îți dau în vot, mă vei agităt în slip. Apoi să mă ierte fratele Mițoi, dar asta nu e argument. Tu nu poți să vii în fața bisericii cu argumentul reputației tale. Eu n-am nicio autoritate și nici Luigi Mițoi. Cuvântul lui Dumnezeu are dreptate. Este are autoritate. Și Biblia spune că goliciunea este rușine. Tu îi dai altă definiție? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată una din cele 7 fericiri din cartea Apocalipsei. Vă provoc să vă uitați, să vedeți. Ferice de cel ce își acopere goliciunea. Să îmbracă, să nu-i se vadă goliciunea. În ochii lui Dumnezeu, goliciunea este păcat. De-aia se îmbracă oamenii, pentru că goliciunea nu numai că este rușinoasă, dar stârnește păcat. Cauzează păcat. Tu dacă îi dai altă definiție, se împlinește cu tine ce spune aici. Uitați-vă ce zice. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Acest verset confirmă ceea ce spuneam înainte, că lipsește sau a scăzut frica de Domnul. Oamenii au impresia că Dumnezeu e departe. Dacă ar fi aproape, s-ar face semne și minuni. Vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori, că Dumnezeu face minuni și astăzi. Dumnezeu face și semne și minuni. A venit la una din bisericile unde slujesc eu, un frate, nu spun nici cine, nici de unde. Și se plângea că scade numărul fraților, membrilor din biserici, scade. Și am zis, a terminat, nu l-am întrerupt, dar când a terminat, am zis, frate, vreau să mărturisesc că și eu am căzut în deznădejde. Eu am intrat în pastorație târziu și a trebuit să îngrop babe și moși și să împart pe cei care se sfădeau și am zis, bă, multă vreme tot am evitat, dar uite că am evitat să intru în pastorație din motivul ăsta. Și m-a apucat așa o deznădejde. Până când am primit o invitație și m-am dus la Viena. Și am văzut biserici de sute și peste 1000 de oameni, pline și copii mici, plângând. Și am zis, mă, nu te uita la gaura de la covrig. S-o golit în România, s-o umplut în Belgia, în Franța, în Italia, în Germania, în toate țările din Occident. Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și sunt tineri care au fost puși la încercare de patronii lor. Au țipat bani în fața lor, euro. Și ăștia nu s-au atins de bani. Și au fost îmbiați cu băutură, departe de mamă, departe de comitet, departe de biserică. Și nu s-au compromis. Dumnezeu face semne și minuni. Mă rog ca Dumnezeu să ne umple de Duhul lui Cinsă. Dragii mei, frați și surori, suntem în atelierul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că minunea cea mai mare, așa cum spunea fratele Mihai, este să rămâi credincios. Cum rămâi credincios? Spun eu cum poți să rămâi credincios. Având disciplina aceasta a rugăciunii apostolului, a mersului la biserică, a citirii din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă faci lucrul acesta, îți menții sistemul imunitar, imunitar spiritual. Să nu prindă în tine așa ușor supărările. Dar dacă tu nu te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu, atunci orice atentat la onoarea ta, la proprietatea ta, la dreptul tău, te face să reacționezi exagerat.
ca unul care dacă n-are Duhul lui Dumnezeu în el, știți ce are? Ego, mândrie, trufie, aroganță, pretenții. Și Domnul ne vrea smeriți. Învățați de la mine, a zis Domnul Iisus, căci eu sunt blând și smerit. Așa arată un creștin. Blând și smerit cu inima. În stare să amortizeze șocurile. În stare să calmeze spiritele. O cântare de laudă pe buze. Fișcuri o cântare. Nu sudești, nu scrâșnește dânghinții. Domnul să ne umple de pacea lui. Și să ne dea mângâiere în întristările noastre. Dragii mei, întâlnirea noastră cu Iisus Hristos, cultivarea prezenței lui Dumnezeu, ne face sensibil la păcat, de la distanță. Nu trebuie să spună cineva că e păcat. Duhul lui Dumnezeu îți spune, dacă ți-i drag de el, dacă îl chem, dacă îl dorești. Prezența lui Dumnezeu este înfricoșătoare. Vă aduceți aminte când Petru a tras corabia mai la larg și Domnul i-a spus, aruncă mreaja. El care era pescar de meserie, care toată noaptea s-o chinuie și nu a prins nimica. Când a văzut că la cuvântul lui Dumnezeu peștii se convoacă în plasa lui, s-a aruncat la picioarele Domnului și a zis, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Dar i-a zis Hristos că e păcătos. Nu! Nu! Dar bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și eu mă rog ca Domnul să ne dea ochi deschiși să vedem bunătatea lui. Să vedem că Domnul s-a îndurat de noi și am uitat prorocii ăștia ai sărăciei. Hambarele noastre spline, dulapurile spline, frigiderele spline. Avem motiv să-i mulțumim pe cum pășim, pe cum pășim. Să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc. Mulțumesc că în casa mea nu sunt jurături, nu sunt urlete, ci pacea ta. Mulțumesc că în întristarea mea tu îmi dai mângâiere. Mulțumesc că mi-asculți rugăciunile. Prunci ori plecat, dar știu că sunt sub ocrotirea ta. Ești un tată bun care dai daruri bune copiilor tăi. Tu meriți să fii slujit, meriți să fii adorat, meriți ca toată închinarea să ți-o acorde inima mea, sufletul meu și familia mea. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dragii mei, un lucru care contribuie la scăderea fricii de Domnul sunt jocurile pe calculator și petrecerea unui timp nejustificat de mare pe platformele acestea de pe internet. Aș vrea să mă adresez tinerilor, că sunt foarte mulți tineri aici, și care, mulți dintre ei, pocăiți fiind, să joacă jocuri cu miză pe calculator. Și dacă părinții le spun, mă, ce stai acolo? Aș vrea să-ți aduc câteva argumente din Scriptură. De ce este periculos jocul pe calculator? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne iubim aproapele. Ce înseamnă lucrul acesta? Lumea din jurul nostru este într-o concurență continuă și jocurile cultivă acest spirit de a fi primul, de a câștiga, de a pune mâna pe ocazie, de a nu scăpa ocazia, de a fi cât mai bun să ajungi tu primul. Și îți dezvoltă un fel de gândire care urmărește câștigul, care urmărește să fii pe locul întâi. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață altceva. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi suntem într-o cursă în care eu n-am interesul să ajung primul, ci să ajung odată cu fratele meu, odată cu sora mea. Vedeți? Lumea din jurul nostru este îmbibată în spiritul grecesc, al jocurilor olimpice. Câștigătorul primește cununa de foi de dafin, câștigătorul primește recunoștința, primește premiu, primește bani. Ceilalți nu mai aude nimeni de ei. Dumnezeu procedează altfel.
Iisus Hristos a venit la cei inferiori lui. Caută prietenia celor inferiori ca să-i ridice. Ăsta este Dumnezeu. Acesta este Dumnezeul pe care îl slujim noi. Un Dumnezeu milostiv și îndurător. Și noi suntem chemați să fim ca El. Milostiv și îndurător. Un joc care te învață violența, care trivializează suferința, rana, moartea, sânge peste tot. Ca în jocurile acestea cu bătaia, cu nu știu ce. Face din tine un om intolerant. Te uiți la filme polițiste, la filme cu bătaie, devii un om nervos, strigi în orice. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astăzi tuturora. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 12. Vreau să citesc acest verset, versetul 12 și 13. Despre ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nu aș vrea ca vreunul dintre noi să se înșele singur, să figureze în registru că e pocăit, că e creștin, că e matriculat într-o biserică, dar să nu te cunoască Domnul, să nu ai o relație de dragoste față de Domnul, să nu iubești, ci legile Lui să fie constrângătoare, să nu te mai duci la penticostal, să mergi la... Era să zic, nu zic niciun nume, dar la o biserică unde calea mai largă leagă. Păi nu să pune atâta accent pe calea îngustă, ci să fie mai în rând cu lumea, cu vremurile în care trăim. Să știți că Dumnezeu a rămas sfânt, împărăția Lui a rămas sfântă și calea Lui a rămas tot îngustă, dar dreaptă. Domnul să ne ajute să ne placă calea asta. De aceea, ca să rămână dragă calea asta, să rămâi credincios, e nevoie, dragul meu, frate și soră, căruia îți merge bine. Căruia îți merge bine. Este nevoie de disciplina postului și de disciplina dărniciei. Să nu-ți legi inima de nimic. Și să fie o binecuvântare. Dumnezeu te-a binecuvântat cu înțelepciune, știi să faci bani, ți-a dat sănătate, ești harnic. Fă bani. Fă bani. Dar împarte cu alții. Împarte cu cei săraci. Nu lăsa să domine inima ta. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6. Toate îmi sunt îngăduite, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, inclusiv telefonul. Da? Dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Dacă tu petreci mai mult timp, nu spun că te uiți la ceva murdar, te uiți la imagini, te uiți la rochii, te uiți la ce vrei tu altceva și îți iei ochii de pe Hristos, se întâmplă cu mintea ta ceva, sărăcește dragostea, să pustiește mintea ta. Biblia spune foarte clar, de două ori în Evrei, ațintiți-vă privirile spre cine? Spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică spre Hristos. Adică să-ți găsești plăcere în rugăciune, în cântare și în cuvânt. Există pe internet acum mii și mii de predici, mărturii, cărți în PDF, cărți în diferite formaturi, mărturii creștine. Hrănește-ți sufletul cu asta. Și mai zic ceva. Dacă ești tânăr, dacă ești încă necăsătorit, caută-ți un prieten, o prietenă creștină și implică-te în lucrarea lui Dumnezeu. Fă ceva. Încearcă și aia. Încearcă și la săraci. Încearcă și la bolnavi. Încearcă să te ocupi cu copiii. Nu lăsa mintea ta să hoinărească. Nu sta numai pe bancă, numai să primești, ci tu să nu pui în practică nimica. Ci mă rog să aplici cuvântul lui Dumnezeu. Și zic, Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrurile acestea.
Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 1 despre ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Aici este o altă problemă care corodează sfințenia, anturajul nepotrivit. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 15 că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Caută părtășia, tovărășia cu cineva care te cheamă la rugăciune, care te cheamă să te implici la grupul de laudă și închinare, să înveți un instrument, să faci ceva, să mergi să crap lemne, să te duci la Dumbrava, să crap lemne acolo, sau să faci ceva pentru Dumnezeu. Eu zic, Duhul Sfânt să ne inspire pe tine. Unul e chemat într-un fel, altul e chemat în alt fel. Dar Domnul are de lucru pentru toți. Să ne dea Dumnezeu dorința aceasta de a ne lupta cu păcatul. Spune Pavel lui Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței. Să știi că dacă ești tânăr și ai probleme în familie, cu soțul, cu soția ta, lucrurile acestea nu apar dintr-o dată, ci apar progresiv. Dacă ne socotești importanța curăției, a igienei spirituale, diavolul așteaptă, dă târcoale ca un leu, scanează, să învârte toată roata până găsește o fisură. Și când găsește crăpătura, o lărgește. Și îți amărește inima și minimalizează gravitatea păcatului, generalizează că toți fac înșală. Zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute să ne lipim inima de el. Să stăm în rugăciune și să-i spunem, Doamne, vino și în casa mea. Vino în familia mea. Iartă-mă, Doamne, că atunci când am intrat în viața de căsnicie, am zis că îl pun eu pe el la punct. Sau o pun eu, o educ eu pe ea. Și constat că n-am reușit. Te rog frumos pe tine, cu smerenie, Doamne, lucrează-te. Că voia ta nu-i să-l pună pe el la punct sau pe ea, ci voia ta este să ne facă pe toți asemănători cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt să-l producă lucrul acesta. Zice cuvântul lui Dumnezeu în textul acesta că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șerp de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Noi am moștenit de la părinții noștri niște protocoale de descurcare în viață. Ce să urmărești, ce contează, ce e important. Și cum să-ți petrești timpul liber, cum să faci rost de bani și așa mai departe. Și multe din aceste sfaturi, multe din aceste șabloane sau tipare comportamentale sunt deja. Lumea din jurul nostru vrea să meargă în concediu, nu știu pe în Grecia, nu știu pe unde. Eu nu spun că nu ai nevoie de odihnă, dar spun așa, că pentru noi odihna supremă este Domnul Iisus Hristos. Veniți la mine, voi toți cei stresați, obosiți, și eu vă voi da odihnă. Nu știu câți dintre voi ați avut ocazia ca după o zi de post să mergeți la rugăciune și să se coboare Duhul Sfânt acolo. Și te-ai dus fără grai, că erai deshidratat, cu glicemia scăzută. Și când s-o coboră Duhul Sfânt, nu știu de unde a devenit, că ai avut glas, ai avut putere, ai avut energie, să te rogi 3 ore, 4 ore și n-ai obosit. Duhul Sfânt îți poate da odihnă. Nu te lua după lumea asta, nu te lua după reclame. Nu urmări tu ce spune la televizor, ci rămâi lângă Hristos. Iisus Hristos este păstorul nostru cel bun. El ne conduce la pășuni verzi și la ape de odihnă. Ne înviorează sufletul și ne povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Dragii mei, noi toți suntem înconjurați cu ispite, la serviciu, pe drum, acasă, între oameni cu care avem afaceri. Dar Biblia ne spune, fiți treji și vegheați în vederea rugăciunii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să te aștepți să fii ispitit, să te aștepți să fii atacat pe nedrept, să te aștepți să fii păgubit, să te aștepți să fii insultat, să te aștepți să fii provocat unde nu te aștepți.
Și de aceea să zicem fiecare zi, Doamne, te chem ca ocrotitor și astăzi. Păzește mintea mea, păzește ochii mei, păzește gura mea, păzește familia mea, păzește veriga slabă din casa mea. Nu mă lăsa de rușine, Doamne, după atâția ani, ci ajută-mă până la moarte să te slujesc pe tine, indiferent ce va veni peste mine. Biblia mai spune celor înstăriți, înstăriți de aici, din Valea Roșie. Roman, capitolul 13, versetul 13 și 14. Și ne spune la toți, de fapt, care după unde am fi. Uite ce zice. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri, nu că ziua onomastică, nu că tort, nu că la mulți ani, nu ca în lume. Da? Ce merit ai tu că te-ai născut cândva? Dă slavă lui Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu. Tu ești, cum să spun, binecuvântatul lui Dumnezeu. Mulțumește lui Dumnezeu. Nu în curvii, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, adică invidie. Ci zice așa, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Nu-i da tu cât somn ar vrea trupul ăsta. Nu-i da tu câtă hodină ar vrea. Nu-i da tu câtă carne ar pofti. Da? Nu-i da tu dulci cât ar mânca. Poartă-te aspru cu trupul tău. Pentru că noi suntem în această gravitație a păcatului. Care zice, îți place mâncarea? Stau mâncat. Și apoi când mânce și bea o leacă. Și apoi dacă ai bea, îi spune o glumă. Și după aia, una după alta, te dai peste cap. Nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți pofte. Fratele Mircea a spus ceva foarte important. Nu știu dacă am luat aminte la ce a spus. În cortul ăsta, eu am umblat cu fratele Nuțu Cava la rugul aprins. Mă chema să traduc american. Și am văzut cu ochii mei minuni. Și cred că Dumnezeu face minuni și vindecări și astăzi. Dar fratele Mircea spunea despre vindecări ale sufletului. Despre corectarea vieții lăuntrice a omului ăluia din lăuntru pe care numai ochii Domnului îl cunoaște. Că noi la fațadă arătăm bine cu toți. Dar dacă merg la biserică, frate, ce zice? Dacă vin la biserică, înseamnă că e viu încă. Da? Dar nu știe nimeni cum e lăuntrul lui. Totuși, noi ca și lucrători am observat ceva în ultimul timp. Nu mai merge lumea la mărturisiri când e cina Domnului. Nu-i mai mustră conștiința. Nu se mai chem că vine focul Domnului păstăi. Vin certați, vin necurați în gânduri, în inimă, în sentimente și iau cine. Și zice Pavel acolo în 1 Corinteni 11, din pricina aceasta, mulți sunt neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Așa cum spunea și fratele Mircea, îți spun și eu, suntem astăzi în atelierul olarului. Dumnezeu să-și curățească aria lui. Noi suntem obiectul dragostei lui. Și Petru dă aici, în textul care l-am citit, trei argumente puternice pentru care să fim vigilenți, pentru care să fim sfinți, pentru care să ne iubim unii pe alții. Pentru că ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, adică un fel de viețuire în care credeam că așa e normal. Că ce nu e nicio problemă dacă trăim așa. Puțin mai bine ca cei din lume. Dar nici chiar așa sfântoci ca aia din Faptele Apostolilor. Fel de șerp de viețuire. Am fost răscumpărați, adică a plătit Iisus prețul vieții Lui, sângele Lui sfânt și curat. Sângele scump al Lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihan. Vreau să fac o scurtă paranteză. Când zice Petru aici că nu cu argint și cu aur ați fost răscumpărați, face aluzie la un text din cartea Exodului, în care se spune că atunci când se făcea rece în sământul, numărătoarea, fiecare evreu care voia să fie trecut în registru, să fie matriculat ca
popor binecuvântat de Dumnezeu, în legământul lui Dumnezeu, să aducă un preț de răscumpărare de o jumătate de siclu de argint. Fiecare, indiferent de vârstă, indiferent de starea socială. Și Petru folosește prevederea aceasta din legea lui Moise ca să spună că din felul deșert de viețuire, adică o religiozitate fățarnică, superficială, Hristos a venit să ne răscumpere cu sângele Lui, să croiască o cale a dedicării totale. Și din cauza aceasta zice, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții. Doamne ajută! Dragii mei, știți de câte ori spune Petru în epistola lui vorba asta? Uitați-vă, spune în 1:22. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. 2:17. Același lucru spune. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. 3:8-9. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu se poate ca tu să fii membru în aceeași biserică cu un frate care are datorii și tu să ai bani de excursii, de croazieră. Nu se poate așa. Nu se poate ca tu să ai lemne și pe 3 ani și el să n-ai. Nu se poate așa ceva. Dacă vă rugați la același Dumnezeu în aceeași biserică, noi suntem datori să simțim unii cu alții, să umblăm smeriți și miloși. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Capitolul 4, versetele 8-10, spune așa: mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Dați-mi voie la un scurt comentariu aici. O mărturie personală. În casa în care am crescut eu, ușa a fost mereu deschisă și veneau mulți oaspeți la noi. Eu așa am fost crescut. După ce m-am căsătorit, soția avea altă optică. Probabil ca și multe din surorile noastre tinere, care consideră că vizita cuiva este un examen pentru ele. Că ele dau examen de cât de gospodine sunt, ce veselă bună au, ce perdele bune au, ce curățenie au și mai departe. Greșit! Mai ales bărbații, nu se uită la asta. Dacă îi pui o bucată de clisă și o bucată de pită și o cană de sămăchișii, mâncă slavă Domnului și pleacă drumul lui. Important e dragostea. Important e să fii primitor de oaspeți. Mi-aduc aminte că am fost la Iași, la frații mei în armată și era perioada examenelor la facultate. Am pus 100 de lei în buletin și m-am dus la câte hoteluri am cunoscut și nu s-o găsit loc. Și m-am dus la biserică, era program, seara, program de rugăciune. Și am așteptat să mă bagi în seamă cineva, nu mă băga nimeni. Și fratele care închidea biserica, zice, dar ce așteptați? Păi zic, nu știu unde să mă duc. Eu stă în Oradea, am venit la frații mei în armată aici și am ajuns, acum, numai mâine, e oră de vizită. Dar veniți la mine, zice. Veniți la mine. El avea, nu știu, 9 sau 10 copii. Și sub o scară acolo mi-au făcut un pat acolo. Cineva s-a culcat pe jos, precis, că avea o grămadă de copii. Și mi-a rămas ceva merini, ceva ardei. O copt ardei în mie și cu alea de mămălic mi-a dat să decină. Dar cu naturalețe și cu dragoste. Și am zis, Doamne, mare ești. Mare ești, Doamne. Mare lecție pentru mine. Zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Bine să ai de pe tine. Dar dacă n-ai, dar ai dragoste. Dar ai dragoste. Împarte din pâinea ta. Dacă au venit la biserică, frați, surori, din altă parte. Acum nimeni nu sunt așa de departe ca să moară de foame până acasă. Dar totuși, este bine să-i inviți.
să-i inviți la masă, să dai un pahar de apă. Doamne, dă-ne dragoste practică. Dă-ne dragoste practică. Aș vrea să închei cu apelul la rugăciune. Petru vorbește aici despre rugăciunea celui sfânt. Rugați-vă, închinați-vă în Duh și în adevăr. În 3:12 spune cuvântul lui Dumnezeu: ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac rău. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru mine? Dragii mei, așa cum spune Petru în capitolul 5 din epistola sa, noi suntem într-un război spiritual. Diavolul știe slăbiciunile noastre și vrea să ne amăgim că e bine și așa. Domnul ne vorbește astăzi prin Duhul Sfânt și ne spune: fiți treji și vegheați. Împotriviți-vă, versetul 8, fiți treji și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, credincioșie deci, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Și versetul cu care vreau să închei zice așa: Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, aleluia! Aleluia! După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Cred că aveam nevoie de mesajul ăsta. Dragii mei, am stat acolo și am ascultat cu atenție ceea ce Domnul ne-a vorbit și mă gândeam la sfințenia lui Dumnezeu, la cerințele lui Dumnezeu și la stările noastre. Și mă gândeam la mesajele care le primim astăzi și la miile de predici despre care fratele păstor Dan spunea și care parcă tot mai puțin fac apel la această stare sau la acest atribut pe care îl are Dumnezeu și ar trebui să-l avem și noi ca și credincioși. Sfințenia. Dumnezeu să ne ajute să medităm la ceea ce Duhul Sfânt ne-a vorbit astăzi. Sunt convins că nu la voia întâmplării a fost acest mesaj. Și a fost așa de necesar, precum o ploaie pe un pământ așa uscat, cum îl vedem noi în jurul nostru. Ce bun ar fi o ploaie, așa-i? Trăim o vreme în care se vorbește mult, dar am vrea să luăm aminte la învățătura aceea biblică, învățătura apostolilor în care stăruiau primii creștini. Spune fapte 2:42, ei stăruiau. Nu orice fel de învățătură. Și suntem chemați să fim vegheatori la învățătură în vremea asta. Mulțumim Domnului că în dimineața aceasta Domnul ne-a învățat lucruri minunate. Nimeni n-a murit de prea multă sfințenie. Dar atâtea suflete au pierit datorită păcatului. Să ne ajute Domnul să le pădăm tot ce e păcătos. Și să ne legăm inima de cer. Aș vrea să ne apropiem de mulțumire și să vă anunț că și de seară, cu ajutorul Domnului, la ora 18, vom încheia acest ciclu de evangelizare. În mijlocul nostru va fi fratele păstor Duțu Mărgăian, un grup de frați tineri de la Sălaș vor lăuda pe Domnul. Am vrea să venim și după masă, să încheiem în rugăciune, să încheiem în cuvântul lui Dumnezeu și în cântări de laudă. Și Domnul să ne ajute. Haideți să ne ridicăm acum, să mulțumim Domnului, mulțumesc fraților care s-au ostenit, frate păstor, Domnul să vă răsplătească pentru mesaj. Rog pe fratele Petrică să vină aici în față și să înalțe rugăciune de mulțumire, iar acolo unde stăm fiecare în parte putem sta înaintea Domnului și în inima noastră să spunem amin, mulțumim Doamne, slăvit să fie. Tatăl nostru care ești în ceruri,
la sfârșitul acestei slujbe din dimineața aceasta viu să-ți mulțumesc. Amin. Îți mulțumesc că ai fost cu noi. Îți mulțumim că am simțit prezența Duhului Tău cel Sfânt în cortul acesta. Îți mulțumesc pentru prezența tuturor care a fost aici. Lăudat să fie numele Tău. Amin. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău care a fost ca rană pentru noi în ziua de astăzi. Doamne Dumnezeule Sfânt, dacă se vor ridica împotriviri, noi știm că cuvântul Tău, Doamne, este sabie cu două tăișuri. De aceea te rugăm, Tatăl din cerul și Dumnezeule adevărat, dă-ne o inimă bună, Doamne, o inimă care să împlinească cuvântul Tău. Și noi, Doamne, să facem voia Ta în toate lucrurile, binecuvântat să fie numele Tău. Acum, la despărțire din locul acesta, mă rog ca să ne binecuvântezi pe fiecare, Doamne. Te rugăm să călătorești cu noi, cu fiecare. Te rugăm să ne însoțești în călătoria noastră, ca să nu se întâmple nimic, Doamne, pe drumul care îl avem de mers. Binecuvântat să fie numele Tău. Te rugăm, Dumnezeule Sfânt, să ne binecuvântezi cu sănătate, să ne binecuvântezi cu viață sfântă, o viață de pocăință, Doamne, pentru că cer ca noi, Doamne, să fim niște oameni sfinți. Lăudat să fie numele Tău. Te lăudăm, te slăvim și îți binecuvântez numele Tău în veci de veci. Amin. Amin.